Printre mașinile oprite la semafor, două femei cerșeau cu lacrimi în ochi bani pentru lapte. Amândouă țineau strâns în brațe câte un bebeluș, cel puțin asta era impresia pe care o avea oricine uitându-se la ele. De altfel, oamenii de pe stradă și șoferii au scos bani și le-au dat femeilor de mila copiilor ținuți în frig. Doi polițiști s-au autosesizat, așa au observat că niciuna dintre femei nu avea un copil în brațe, ci doar un cocoloș de cărpe. Atenție, nu vă lăsați păcăliți, reprezentanții primăriei sectorului 6 pe pagina de Facebook. În brațele cerșetoarelor nu sunt copii, ci păpuși din cărpe. Poliția locală sector 6 a prins în fapt mai multe impostoare pe care le-a sancționat cu amendă. Se arată într-un comunicat transmis vineri de autoritatea locală. Autoritățile sectorului 6 vorbesc despre un fenomen care ia amploare pe străzile capitalei. Sursa citată relatează un astfel de caz petrecut în aceste zile. Ți se rupe sufletul când vezi o femeie cu pruncul în brațe stând cu orele pe străzi, în frig, cerând ajutor. Mulți miloși își deschid imediat portofelele. S-a întâmplat în intersecția Cotroceni cu Piața Leu, unde o astfel de femeie apela la mila șoferilor. La întrebarea dacă dorește să fie ajutată de către autoritățile competente de la DGASPC, aceasta a răspuns negativ, cerând în continuare bani pentru lapte. Poliția locală sector 6, aflată prin zonă, s-a sesizat în acest caz și a constatat că femeia ținea în brațe nu vreun bebeluș adevărat, ci o păpușă din cărpă băgată într-o salopetă de copil. Nu este singura și nici la prima abatere. Au mai fost prinse trei cerșetoare cu păpuși din haine în zone diferite ale sectorului 6. Sunt persoane tinere în putere care pot munci și refuză sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Fiecare a fost amendată cu câte 200 de lei. O altă femeie cu păpușă în brațe a apelat la mila șoferilor în zona Grozăvești, adaugă primăria. Autoritățile suspectează o adevărată rețea de cerșetoare cu păpuși, pentru că unele persoane prinse în fapt figurează cu același nume de familie și au mai fost amendate anul trecut pentru aceeași faptă, relatează Digi24.ro.